La noapte cerul va fi variabil cu nebulozitate joasă de tip stratiform sau ceață, îndeosebi în regiunile extracarpatice, unde trecători și pe spații mici vor fi asociate cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului, pe litoral și la munte, în special pe creste. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 13 grade, ușor mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. În capitală vor fi nori joși sau ceață și trecător condiții de burniță, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 9-10 grade. Mâine, în regiunile intracarpatice, precum și în zonele de deal și de munte, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, iar ca aspect predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin. În restul teritoriului, pe fondul prezenței în cea mai mare parte a timpului a norilor joși, asociați trecători și pe arii restrânse cu ploi slabe sau burniță, valorile termice diurne se vor situa în jurul celor normale acestei date. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, cu precădere a munților Banatului, precum și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 13 și 23 de grade. Dimineața, în zonele joase de relief, local va fi ceață. În capitală, în cea mai mare parte a intervalului, vor fi nori joși, posibil asociați trecători cu burniță, condiții în care valorile de temperatură diurne se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade. La munte, vremea va fi predominant frumoasă și mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona munților Banatului. Temperatura aerului va marca o scădere ușoară față de ziua anterioară.